De în aceea, tot de în aceea ultimii v-am doi și ani. spus și am și vorbit cu domnul ministru Rafila ca altă ordonanță, personalul care a fost angajat pe perioada pandemiei să-și continue activitatea acolo unde au fost până acum. Nu s-a mai prelungit starea de alertă, domnule președinte, pentru că România ar putea să intre într-o stare de criză, într-o situație de criză. Înțelegem că la guvern se pregătește un Din proiect de câte lege mi-aduc în acest eu sens. aminte, eu cel puțin am anunțat că nu mai trebuie prelungită starea de alertă înainte de a fi conflictul din Având în Ucraina. vedere acest context în Ucraina, situația din Ucraina, România ar putea să intre într-o altă situație, într-o altă stare? România nu are niciun motiv de a intra într-un conflict armat cu Rusia și nu cred că România va intra într-un conflict armat cu Rusia. Nu Dar aspiră. cu toții știm ce se întâmplă în Ucraina și considerăm, eu consider categoric că ceea ce face Vladimir Putin și la ce instigă să facă poporul rus în acest moment este inacceptabil în anul Are 2022. cunoștință de acest proiect de lege la care lucrează guvernul privind instaurarea unei, reglementarea unei situații de criză? Am știință, cum este și normal, urmând astăzi să avem o discuție cu primul ministru. Bun, având în vedere contextul din Ucraina și ceea ce se întâmplă acolo, credeți că vom fi afectați din punct de vedere economic, având în vedere că am trecut și peste Întreaga perioada de pandemie, Europa tot va fi afectați? și întregul glob, dar în principal întreaga Europa și este și normal că țările cele mai apropiate vor fi afectate cel Cum vor mai mult. arăta aceste consecințe financiare în țara noastră? Sunt ferm convins că vom găsi soluțiile cele mai bune să depășim și această criză. Există posibilitatea să rămânem fără gaz anul Nu, viitor? în acest moment nu avem nici cea mai Care mică sunt măsurile problemă și întreprinse avem un ca să an de nu... zile ca să rezolvăm și să ne pregătim pentru anul Care sunt viitor. Cu ce va fi înlocuit gazul rusesc? Cu ce va fi înlocuit? Cu gaz din azer? Eu Cum? sper în primul și în primul rând să fie înlocuit proporția cea mai mare de către gazul românesc. Știți că dependența noastră de Rusia este una, cred că cea mai mică din Europa, de 10%. Bun, legea offshore atunci, dacă spuneți de gazul Legea offshore românesc, este o gazele din prioritate. Marea Neagră. Legea offshore este o prioritate pentru mine și așa am și anunțat în acest început de sesiune ea va trece prin Parlament. Când ar putea fi cel mai repede să fie adoptată legea offshore Sunt și ferm convins că în următoarele săptămâni legea offshore va trece prin Parlament. care este proporția? Rămân acea proporție de 60-40% stat Mai român? mult, mai mult ca sigur. Și prioritatea gazului extras să fie industria românească. Alte măsuri pe energie, altele Urmează, având în vedere această urmează, situație știți, din. a trecut, trece și legea cu hidrocentralele și sperăm că atât Romgazul, cât și hidroelectrica, cât și nuclear electrica, fiindcă știți că avem de construit reactorul 3 și 4, toată lumea a învățat ceva din această criză. Mulțumesc mult!